Bună ziua tuturor! Le mulțumesc organizatorilor că m-au invitat. Este pentru prima dată când vorbesc în public în Reghin. Deci este o ocazie specială pentru mine și sunt emoționat pentru că se întâmplă lucrul ăsta. Am fost foarte impresionat de prima prezentare a lui Christoph și mă întreb dacă mai pot spune ceva care să impresioneze după ceea ce am văzut. Cred că este extraordinar că se oferă o șansă copilor supradotați. De asemenea, mă întreb care este soarta celor mai puțin dotați și cu dizabilități. Probabil că problemele lor continuă să fie încă nerezolvate. Astăzi am pregătit o prezentare despre învățare și joc. Domeniul meu este cel al telecomunicațiilor, mai exact comunicații mobile. Totuși, astăzi prefer să vorbesc despre educație, pentru că este o preocupare a mea mai aparte, să zic așa, și vom vedea ce legătură are învățarea cu jocul. În primul rând, cred că este foarte important să înțelegem ca elevi, studenți mai ales, care este miza învățării. Și anume, realizarea personală. De ce? Pentru că, de ce spun asta? Pentru că, în general, avem tendința să considerăm că învățăm pentru că ni se cere. Pentru că ne cer profesorii, părinții și așa mai departe. Ori, asta este paradoxal, din moment ce scopul învățării este unul personal. În general, se constată că persoanele autodidacte se descurcă indiferent de condiții. Întrebarea este cum am putea deveni toți autodidacți și dacă este posibil așa ceva. Ideea de joc poate fi văzută în două feluri, cel puțin două feluri. Un fel se referă la punerea activității de învățare sub forma unui joc. Eu am descoperit asta după ce am terminat facultatea, cu ocazia mai multor participări la școli de vară organizate la Universitatea Babeș-Bolyai de către Departamentul de Psihopedagogie. Mărturisesc că a fost pentru mine o experiență foarte interesantă, pentru că eu veneam după o experiență de cursuri clasice, gen prelegere, unidirecționale, de multe ori mă plictiseam, sau chiar m-a apucat somnul la cursuri. Ei bine, acești oameni care organizau școlile de vară reușeau să mobilizeze extraordinar persoanele de acolo prin cel mai cum, prin interacțiuni. Fiecare se simțea valorizat, nu existau idei aiurea, nu erai criticat, fiecare avea momentul lui la care putea să spună ce gândește, rezultatele a ceea ce lucram se afișau, era o atmosferă de joc. Și sigur ne întrebăm dacă există deschidere din partea profesorilor să adopte un astfel de stil. O să las această întrebare ca o întrebare retorică, în special pentru că discursul acesta l-am gândit înspre elev-student. Ori elevul-student nu poate să facă nimic pentru ca profesorul să aibă mai mare deschidere pentru joc, probabil. De asemenea, o altă întrebare pe care o lansez este dacă ar putea elevii, studenții să-și organizeze singuri activitatea de învățare sub forma unui joc. Rămâne să se gândească fiecare cum, dacă și cum acest lucru ar putea să fie posibil. O altă perspectivă din care înțeleg jocul este jocul vieții. Ce înseamnă jocul vieții? Recent am descoperit un domeniu foarte interesant, care se numește teoria jocurilor. Teoria jocurilor de strategie. Acest domeniu se ocupă cu modelarea interacțiunilor între diferiți indivizi, presupuși a fi pur egoiști. Fiecare acționează numai în interesul său și încearcă să-și maximizeze câștigul. Mi s-a părut extrem de interesant acest domeniu, mai ales că am anumite preocupări în legătură cu schimbarea sistemului. Și cred că teoria jocurilor poate explica de ce putem sau nu putem schimba anumite lucruri.
Aici întrebarea cheie este care sunt strategiile posibile ca profesor, ca elev, student? Ce putem face? Ce ține de noi? Ce ar trebui mai cu seamă să învățăm? Este o întrebare importantă. Există o carte apărută prin 70 care se numește Învață cum să înveți. Learn how to study. Eu am descoperit cartea asta după ce am terminat facultatea. Interesant că toate lucrurile interesante se întâmplă după ce ieși din sistemul de învățământ. Așa? Deci am descoperit această carte care mi-a fost recomandată de conducătorul meu de doctorat. Este o carte foarte simplă, cu niște principii de bun simț, unele dintre ele o să le vedem mai încolo, care își dovedesc puterea, forța, în momentul în care le aplicăm. Și o să ajungem și la aceste principii. Ce trebuie dezvoltat? Aici, fiecare punct din acestea are foarte multe aspecte. A promovat spiritul critic. Profesorul academician Solomon Marcus vorbește foarte mult despre necesitatea de a pune întrebări, de a avea o abordare critică, o atitudine critică, de a te îndoi, chiar de a pune la îndoială și ceea ce vine din partea unei autorități, unde prin autoritate înțeleg ceea ce scrie într-o carte, ceea ce scrie X, Y, Z. Deci, este extrem de important să ne punem întrebări. De ce? Pentru că întrebările organizează gândirea. Întrebările scot la iveală ceea ce nu este clar. Apropo de cartea Învață cum să înveți, despre care spuneam înainte, există o tehnică care se numește RICAR, răsfoire, întrebări, citire, aducere aminte, recapitulare, tehnică în care întrebările sunt cheia. Această tehnică ne învață cum putem studia folosind întrebări și, pe scurt, ideea este că este bine să citim un document având niște întrebări în minte. A fructifica erorile. Și această idee am gândit-o la profesorul Solomon Marcus. În sistemul de învățământ clasic, de obicei știm să penalizăm erorile. Dar nu prea știm să le fructificăm. Ori, de multe ori, lucruri noi au fost descoperite din greșeală. Nu știu dacă știți, adezivul super glue a fost descoperit din întâmplare, chimiștii respectivi încercau să obțină o substanță pentru curățat geamul de aviu. Și li s-a fixat acolo obiectul pe care curățau. Pe urmă, managerul și-a dat seama că nu s-a întâmplat ceva rău, ci s-a întâmplat ceva bun, care a avut un impact mult mai mare. Deci, erorile ar trebui valorificate. Cum? Asta rămâne o artă. A gândi în scheme diferite. În general, realitatea are mai multe fețe. Nu putem spune că există un unghi în care putem privi un cub ca să-l vedem în întregime. Pentru că unghiul acela nu există. Există mai multe unghiuri. A gândi în scheme diferite este direct legat de a fi creativ. Pentru că a fi creativ înseamnă a fi capabil să vezi mai multe perspective, mai multe soluții posibile la aceeași problemă. Avea o abordare intuitivă. Este o adevărată problemă, în special cu matematica, prin faptul că lipsește abordarea intuitivă. Ce înseamnă o abordare intuitivă? Să pot să palpez un fenomen, să nu fie un construct pur abstract, pur artificial. Eu am avut note foarte bune la matematică. Am participat și la concursuri. Bun. Acum, dacă mă gândesc, am pierdut foarte mare parte din acele cunoștințe și am rămas cu cele pe care le puteam palpa, pe care cărora le puteam asocia o semnificație. De exemplu, o semnificație fizică. A distinge esența de detalii este un lucru foarte dificil. Profesorul Solomon Marcus vorbește despre problema aceasta a manualelor, unde există foarte multe detalii. Deci, pe de parte, avem o supraîncărcare și, pe de altă parte, esențial nu este scos în evidență. Elevii știu multe lucruri, dar aceste lucruri nu le știu conform unui relief care să pună în evidență esențial. A căuta oamenii excepționali. Există o carte a lui Malcolm Gladwell, se numește Excepționalii.
Este interesant și vă recomand. Interesant de citit. Ce se spune în această carte? Pe scurt, excepționalii devin excepționali nu numai prin calitățile lor, ci și prin mediu, conjunctură și, nu în ultimul rând, compania altor oameni excepționali. De exemplu, laureații ai Premiului Nobel au fost, la rândul lor, discipoli altor laureații ai Premiului Nobel. Nu în ultimul rând, a dat curs propriilor pasiuni intelectuale. Am văzut și în prezentările dinainte. Nu trebuie multă teoretizare. Ai o pasiune, îți place să faci ceva, trebuie să dai curs. Care este opusul sau o direcție opusă a da curs pentru pasiune? De exemplu, a fi oportunist. A alege ceea ce e la modă, ceea ce sună bine, ceea ce pare bun, dar ceea ce simțim noi este cel mai important. Deci lucrul ăsta nu trebuie în niciun caz neglijat. Sigur, ne întrebăm, bun, principiile astea sună extraordinar. Sunt de bun simț, sunt inteligente, interesante. Ok. Oare sunt ele promovate de sistemul educațional? Și las pe fiecare să-și pună această întrebare. Eu mi-am formulat, să zic așa, o mică teorie, și anume, de ce nu sunt promovate? Părerea mea este că ele intră în conflict cu ideea de autoritate. Sistemul clasic este organizat pe ideea asta de autoritate ierarhică, de control, de exercitarea puterii la diferite nivele. Cum ar putea o autoritate, de exemplu, să încurajeze critica, întrebările? De asemenea, pe partea de creativitate, dacă suntem strict riguroși, dacă știm care este rețeta corectă, între ghilimele, este dificil să fim creativ, pentru că a fi creativ înseamnă a lăsa un factor aleator, un factor haotic să intervină. A permite și alte puncte de vedere, și alte viziuni. Ori sistemul educațional, în evaluare, se bazează pe confruntarea cu ceva scris undeva, cu reproducerea și așa mai departe. Mai mult, birocrația care ne sufocă pe toți. Dacă suntem verificați strict pe criterii pur formale, nu? De ce ne-ar interesa și problemele de fond? Pentru că fiecare dorește să-și minimizeze energia și timpul. Deci, satisface niște cerințe formale, șefii ne vor lăsa în pace și ne vedem de treabă. Dar, rămânând pe din afară exact problemele de fond. Tot așa pentru elevi studenți. Din moment ce la examen se cere să reproducă, de ce să înțeleagă? Ei o să aleagă soluția minimul efort, ceea ce este normal și justificat. Aici lansez o afirmație care sper să vă facă să vă gândiți, și anume că s-ar putea ca ceea ce știm măsura, ca ceea ce este cuantificabil, să nu fie important. Și viceversa, ceea ce este important să nu fie cuantificabil. De exemplu, IQ. Nu știu dacă știți, în Statele Unite s-a făcut o cercetare legat de persoanele cu IQ foarte mare. Și ce s-a observat? Aceste persoane nu sunt mai realizate în viață decât persoanele cu un IQ normal. Persoane cu IQ de 160 lucrează pentru persoane cu IQ de 100. IQ-ul este ceva cuantificabil, nu ceva ce putem măsura. Și totuși nu este relevant. Asta are legătură și cu o teorie mai recentă legată de inteligențele multiple. Școala dezvoltă anumite tipuri de inteligență, dar există tipuri de inteligență pe care nu le dezvoltă și care sunt foarte importante, de fapt, în practică. În fine, cum putem transforma învățarea într-un joc? Aici sunt lucruri pe care le pot face profesorii. Dacă doresc, sigur. Și dacă ei consideră că acest lucru îi avantajează. Și anume mă refer la deschiderea față de ideea de joc. În general, învățarea nu este ceva, între noi, serios. Iar jocul este asimilat cu ceva mai puțin serios. Ei bine, nu
este așa, iar psihologii, psihopedagogii știu lucrul ăsta. Rămâne numai să fie luat în seamă. Ce poate face un elev student din punctul lui de vedere? El nu poate să aștepte ca sistemul să se schimbe. Este greșit. Întrebarea nu este de ce nu merge bine sistemul, ce să criticăm. Întrebarea este ce putem face noi, fiecare. Asta e întrebarea. Nu ce nu putem face, ci ce putem face. Și ce putem face? Păi, avem la dispoziție niște instrumente. Astăzi, informația nu mai are bariere, ea circulă. Nu trebuie decât să alegem informația bună. Există oameni aceștia excepționali pe care trebuie să-i căutăm, așa cum este, de exemplu, vă spuneam exemplu profesorului Solomon Marcus. Are niște ei extraordinare. Chiar mă întreb de ce nu sunt mai mult promovate și cunoscute. Și neapărat trebuie să luăm învățarea ca pe o problemă personală, a noastră. Nu trebuie altcineva să ne constrângă. De altfel, ceea ce se obține prin constrângere nu are rezultate eficiente. În momentul în care elevul, studentul, conștientizează că e treaba lui să învețe, pentru că pe urmă intră în concurență și trebuie să fie mai bun decât alții. În momentul în care el conștientizează lucrul ăsta, că e problema lui, poate să meargă mai departe și să caute instrumente, mijloace. Și aceste instrumente există și ele, unele dintre ele sunt cele pe care le-am văzut și sunt legate de dezvoltarea unei gândiri critice și creative. În concluzie, cei care vor ști să joace inteligent vor ajunge în vârf. Este acest joc al vieții. Și, în final, bibliografie. Sunt câteva cărți pe care vi le-aș recomanda, care m-au ajutat foarte mult, dar cu condiția să aplicăm ceea ce e acolo. Deci, teoria pentru teorie nu prea ajută. În momentul în care aplicăm, ajută. Cartea Învață cum să vezi, despre care vă spuneam, care introduce o metodă de învățare eficientă, numită RICAR, metodă care se poate aplica și pentru studiu și pentru redactarea unor lucrări. De asemenea, cartea Simonei Elena Bernat, care acum nu mai lucrează în sistemul educațional, și-a făcut o firmă personală, era foarte, foarte dedicată și a ajuns în situația că se ocupa mai mult de școli de vară, de a organiza lucruri care ofereau satisfacție decât de propria sa teză de doctorat și nu știu dacă a terminat-o. A fost un alt exemplu pentru mine de rezultate obținute prin pasiune. Cartea lui Charles Hope, Organisez votre temps, maîtrisez votre vie, este legată de gestionarea timpului, care este o problemă pentru toată lumea. Pe scurt, ideea ei este că pentru a ne gestiona bine timpul, trebuie să știm ce vrem. Pe urmă, trebuie să ne prioritizăm acțiunile. Așa? Cartea Educația în spectacol, protagonist Solomon Marcus, conține multe dintre ideile lui Solomon Marcus, care merită studiate și promovate după părerea mea. Inteligența emoțională este un aspect foarte important, deoarece inteligența are multe laturi și aproape contează mai mult inteligența socială, emoțională, decât inteligența logico-matematică în viața reală. Așa, cartea Steaua de Mare și Păianjen, care face o comparație între organizațiile care se constituie în mod ad hoc, care se auto-organizează, metafora Stelei de Mare, și organizațiile puternic centralizate, metafora Păianjenului, legat de această carte, cred că există posibilitatea ca în viitor să apară mai multe organizații de tip Stea de Mare, deci care se auto-organizează, chiar și pe partea de învățământ. S-ar putea ca acest sistem ultra-centralizat să nu fie singura posibilitate pentru a face învățământ și educație. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc!